Administrația locală din Vulcan a depus în data de 10 februarie a acestui an documentația necesară pentru declararea municipiului Vulcan ca stațiune turistică de interes local. La sfârșitul lunii septembrie, Comisia de Evaluare a Documentațiilor pentru Atestarea Stațiunilor Turistice a decis evaluarea conformității informațiilor furnizate în aceste documente. Potrivit procesului verbal încheiat la finalul verificărilor, Comisia a acordat un număr de 190 de puncte. Punctajul obținut este unul îmbucurător și înseamnă pasul spre următoarea etapă de atestare. Comisia a propus declararea municipiului Vulcan ca stațiune turistică. Punctajul minim impus de legislație pentru îndeplinirea condițiilor este de 90 de puncte.